Salutare tuturor! Sunt Ștefan, iar acesta este un review mai special al unei micuțe mașinuțe, vorba vine micuțe destul de mare, mașinuțe de drift electrică. O mică jucărie achiziționată recent de la Jumbo, cu doar 150 de lei, dar o găsi și pe site-uri precum eMag, cam cu 250 chiar și mai mult. Deci pot să zic că a fost un deal. Hai să vă arăt prima dată cu ce vine în pachet. O să vă arăt și cutia, dar nu prea are loc pe masă, așa că n-am stat să-i fac un unboxing. Dacă vedeți aici ceva, astea, da, e o montură de cameră sport, precum GoPro. Am filmat de pe ea. Cam pentru asta am și luat mașinuța, pe lângă faptul să mă joc cu ea, să fac niște filmări mai interesante. Doar că lasă de dorit camera. E drăguț. Deci asta e, odată mașinuța vine mare în cutie. Pe spatele mașinuței aici avem un sertar unde găsim și bateria compusă din 8 baterii mai mici, celule litiu, o baterie de 1200 de mAh cu 9,6 V. Din păcate nu găsesc una de schimb, pentru că bateria asta, cum să zic, nu are cea mai satisfăcătoare autonomie, undeva la 15 minute. Sincer să fiu, nu o încarci destul de greu, stai mult, după aia o țin toată noaptea la încărcat ca să mă joc cei 15 minute. Ăsta e cel mai mare dezavantaj al mașinuței, doar că e spectaculoasă, mai ales la cât costă. În pachet mai vine cu 4 cauciucuri, la modul chiar e cauciuc, cauciuc, se pun peste roți. Astea sunt pentru aderență, dar noi vrem să facem drift, așa că nu avem nevoie de cauciucuri. Așa că o să le dăm deoparte. Pe lângă faptul că se pun greu pe roțile astea mici, care se cam tocesc din cauza, le-am folosit, am jucat cu ea și pe asfalt, dar și într-o parcare subterană. Mai mult la subterană și se duc în timp, doar că avantajul este că le putem da jos și schimba, doar că nu știu pe unde le găsim de schimb. Se găsesc de schimb cauciucuri. Cel mai mare minus e că nu găsim o baterie de schimb sau de rezervă, să zic, ca să ne putem juca mai mult cu ea. Carcasa e una din plastic moale pe care o putem da jos, scoatem bolțurile astea și o scoatem, o putem înlocui cu ce vrem noi, să arate mașinuța cum vrem noi. Ea din fabrică vine ca un E8 cu 3 cercuri, că nu are cam nicio licență pe ea, după cum se vede și aici scrie Xatori sau Bunlop în loc de Dunlop. Bsos, cred că vrea să fie Bosch. BG Focke-Wulf, deci are și BF Goodrich și Dunlop și Castrol pe ea. Cam asta este telecomanda, cam, cum să zic, plasticoasă, nu e foarte calitativă la atingere. O antenă, bineînțeles, e cam standard, cam cu orice altă mașinuță. E genul de telecomandă de așa, accelerăm așa, dăm cu spatele și stânga-dreapta. Comenzile nu sunt cele mai precise. Aici are și ea o... Dacă o reușesc să o și scot fără să-mi rup unghia. Hai mă! O baterie de 9 V. Doar pe aia trebuie să o schimbăm, dar vine și în pachet. Asta e un lucru bun, vine cu bateria în pachet. Să o dăm deoparte. Ah, și mai are încărcătorul, care se încinge de vine rău. 9,6 V cu 250 de mAh, ceea ce înseamnă că bateria aia se încarcă în 5 ore. Drăguț! Să vă arăt și cutia, că aici mai avem specificații despre mașinuță. Deci se numește Racing Drift X, scara 1 la 1, 1 la 10, auzi la mine, 1 la 1. Poate atinge 30 de km pe oră cu cauciucurile montate, că altfel cam alunecă. Deci funcții complete, înainte, înapoi, întoarcere la dreapta, stânga, faruri, lumini spate. Băi, n-are faruri și lumini spate, o să vă arăt, are niște luminițe pe interior. Merge pe 27 de MHz pentru 6 ani plus. De aici ce mai vedem? Are jante sport cu luminițe, wow, roșu și albastru. Merge în toate direcțiile. Vedem... 4 relee pentru pornire mai ușoară
Șasiu cu suport pentru instalare, nu prea știu cât ne-ar interesa chestiile astea. Vehiculul operează cu o baterie 9V inclusă, include instrucțiuni, dar sunt în cutie, nu prea știu ce putem înțelege din instrucțiuni. Și de aici mai vedem că poate să facă 360-uri. Să o lăsăm în 360. Și cam astea ar fi detaliile pe care le aflăm de pe cutie, care are 4 relee. Asta e mai mult pentru cunoscători. Eu așa, o persoană normală, nu mă interesează. Hai să și pornim puțin. Made in China. De aici putem regla roțile mai stânga, mai dreapta, în caz că se dezechilibrează. Am pornit-o și uite, discoteca. Ia să sting și lumina, să vedeți discoteca din Sălmășan. Wow! Bumți, bumți! Asta se deși prin farmă, cât de cât. Se de fapt, prin toată mașina. Să pornim și telecomanda. Auto. După cum observați, băie, 4x4. E 4x4 și are cardan. Cam năbăduioasă. Și cam zgomotoasă. Hai să vedeți cât de repede sare de pe masă. Nu prea repede, ca a aluneca mai mult. Dar e destul de rea. Băi, dacă sunteți destul de nebuni, puneți o cameră pe ea și faceți chestia asta. Dacă nu, măcar puteți să vă jucați și în casă cu ea. O să vă pun acum un videoclip. Dar nu recomand să vă jucați cu ea în casă pentru că e foarte, foarte zgomotoasă și o să deranjează rău vecinii. Și cam asta ar fi de spus despre această mașinuță Audi R8 Drift X Racing Sport Racing Drift Car de la Jumbo. Adică, de fapt, nu e Musai de la Jumbo, că nu e un produs specific Jumbo. De acolo am luat-o eu. Adică, acolo o găsiți cel mai simplu dacă nu o puteți căuta pe internet. Cred că o să vă las un link cu ea pe eMAG. Destul de scumpicică pe eMAG. Dar la 150 de lei e o jucărie interesantă. Nu e o mașinuță simplă. Face drifturi frumoase. Și până strângeți bani de una pe benzină, e o jucărie interesantă. Sunt Ștefan și vă las cu acest video. Pa! Deci dacă ești destul de nebun ca mine, te poți juca cu mașinuța asta și în casă și o să te iubească vecinii. La șocuri din fața carcasei, că altfel cu o mașinuță normală o cam durea chestia asta. N-a cam prins un ceva. Deci, bă, nu vă recomand să vă jucați cu ea în casă, cel mai bine într-o parcare subterană, adică așa.